Aseară Antonio și Maria erau pe terasă, li s-a mai permis la toți concurenții, bineînțeles, să mai stau o jumătate de oră să își ia noapte bună unul de la celălalt. Și Maria îi spunea lui Antonio că va trebui să meargă să ceară voie la cameră dacă cumva fetele aprind spirala de țânțari în cameră pentru că nu poate dormi acolo, este rău de la mirosul acela. Antonio i-a zis, hai, mai ai puțină răbdare că o să dormim la mine în cameră, la noi în cameră, a zis Antonio. Apoi o tachina pe Maria îi spunea că la petrecerea burlacilor o să aducă fetele care vin la petrecere, o să le ducă acolo în cameră la el și o întreba pe Maria dacă are voie, dacă e vreo problemă. Maria a continuat gluma, a zis că nu e nicio problemă, are undă verde. Măcar jumătate dintre ele, zicea Maria, dacă reușești să le cucerești, tot e bine. Antonio îi spunea, păi la valoarea mea, cum este el cotat în emisiune, un cuceritor al fetelor, trebuie să cucerească și el câteva. A auzit și Simona discuția și îi spunea lui Antonio vezi că acum îți dă undă verde, dar după aceea două săptămâni vezi tu ce spățește pielea, o să dai explicații Mariei. Antonio întreba așa o să faci, o să mă terorizez după aceea. Și Simona le-a mai explicat după aceea ce s-a mai întâmplat la genul acesta de petreceri când au mai fost în emisiunea mireasă.